vedeți acum americanul, este la cota 1000, acolo este iar cum la Chioșdeac, aici este Nucetul, în partea cealaltă. Acum am urcat aici sus să vedem apusul soarelui. După cum vedeți, vede extrem de bine și bineînțeles soarele răsare cu o forță imensă. În partea dreaptă, undeva acolo apune soarele și bineînțeles acum o să cobor ușor o vale unde soarele o să dispară ușurel. Ia uitați-vă cum apune soarele, este direcția aceea și bineînțeles comuna Chioșdeaca deja începe să facă seară și bineînțeles aici pe plai este încă soare, până la ora 7 aproape. Haideți să mergem până acolo în vale, să vedem acțiunea. Merg să iau niște fructe de aici, de la niște pomi și bineînțeles o să coborâm pe partea cealaltă până ajungem acasă. Haideți cu mine să vă arăt americanul fructele din copaci. Ia uitați-vă cât de frumos se vede. Se vede excelent. Excelent! Bate vântul cu putere și bineînțeles vântul adie 100% cu forță mare, mare. Deci sunt la cotă extremă. O să intru până acești mărăcini și bineînțeles o să intru într-o mică pădure aici abandonată și până la urmă ușurel, ușurel vreau să merg să iau niște fructe de aici. Sunt niște fructe aici în zonă, niște pere, mere, unde mai luam eu înainte. Ia să vedem dacă merge să o iau prin acești mărăcini, să intru prin aceste acțiuni. Ia uitați-vă cum se vede răsăritul la acest soare. Văd că sunt niște grope aici. Ia uitați-vă. Și haideți să vă arăt și fiecare vizuină din acest deal, cum arată. Ia uitați-vă. Acolo sunt niște vizuine. Ia uitați-vă. Probabil de mistreți, nu se știe, de altceva, ia uitați-vă. Deci vizuin, vizuin, ia uitați-vă. Vizuin, vizuin. Deci în această vizuină intră animale să doarmă. Deci nici prea mari, nici prea mici. Se vede foarte bine, ia uitați-vă la acea vizuină cât de mare este. Haideți să lăsăm vizuina și să mergem pe de coasta, cum se zice în limba romanis, Halsey. Rogar trebuie bien, qu'est-ce qui se passe? Ici avec mon village. C'est bien parce que maintenant je marche très bien. J'ai regardé le soleil jusqu'à la quelle heure? Jusqu'à la 5h30. Le soleil va partir de la maison direct. Maintenant, je vais marcher minim 1 km, 2 km jusqu'à chez moi la maison. Parce que ça arrive nuit, ça commence trop tard pour rester la forêt pour rien. Regarde très bien. Metro, je veux ramasser les fruits qui sont sur l'arbre. Regarde très bien. Juste 2-3 minutes. Après, j'arrive la 2-6-5 arbre. C'est à côté. Regarde. Ça change. C'est fini la soleil. Am găsit o cizmă pe aici. Ia uitați-vă. 2-3 minute, après je rentre ici la forêt pour ramasser petits fruits. Les pommes, les prunes,
le prun, se fini, pentru că se arriv november, se fini. Iar ian de tu metron. Metron este pur rezistent la froid, iar jos le per. Ia uitați-vă la pere. Perele au rămas în acțiune. Sunt aici, coastă Vantei, așa se zice pe aici. Când eram mic, mergeam pe aici și alergam prin copaci să iau mere pere. Ia uitați-vă. Sunt în platanția asta mică de pere, mere, nu știu, covrigi. Nu mai găsim pe aici, ia să vedem. Probabil să mai găsesc acolo câteva pere. Dar aici nu. Voilà, j'ai arrivé ici la livade pour ramasser 2-3 pere pour manger. 2-3 fruits parce qu'il n'y a pas de l'eau sur moi. J'ai parti la forêt. A rien du tout. Regarde. Regarde très bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nu este nimic în plantație. Haideți să vedem. Haideți să vedem dacă găsim și noi o pară pe timpul ăsta aici. O pară, o pară, o pară, o mară. Ia să vedem. Trebuie să fie o pară măcar în părul ăsta. Imposibil. Să vedem ce e aici camera. Trebuie să localizeze una. Imposibil. Da. Nici frunzele nu mai sunt în copaci. Da. Haideți să vedem dacă găsim și noi una. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ia uitați-vă. J'ai trouvé. J'ai trouvé un fruit. Regard très bien. Regard très bien. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ia uitați-vă. Nu-i problemă, mâncăm din el. Dar acolo în copac, gata, am găsit două. Da, da, da. Ați văzut? Acum punem pară asta aici jos. Am mai găsit două, trebuie să dau, uite, încă una aici, trebuie să dau cu bățul. Ia să vedem. Hop! Ați văzut cum a picat? Deci, am două pere. Văd că am pierdut-o pe cealaltă. Nu știu unde am pus. Ia să vedem. Da. Am două pere. Dacă mai găsesc una, se trebuie. J'ai trouvé du fruit, c'est la galère, c'est la galère, regarde. Il y en a encore là-bas, j'espère. Un, deux, trois, hop, encore une, deux, trois, da, mi ajunge, mai lăsăm pentru data viitoare, văd că a mai mâncat cineva pe aici, probabil a mai trecut cineva pe aici, da. Deci am trei pere, deci... Pere naturale, ia uitați-vă, pere naturale, se vede extreme. Ați văzut, am și o trei pere, pot să le savurez liniștit și bineînțeles pot să merg liniștit către casă. Hai, acum zăresc în partea cealaltă, zăresc niște căprioare, niște oi. Uitați-le în partea, niște probabil de o stână, nu se știe. Da. Trebuie să ocolim stâna, pentru că e probleme cu stâna. Ia uitați-vă. Acum trebuie să iau pe aici prin pădure, să intru prin altă direcție. Ați văzut? Deci mai sunt pere pe aici prin copaci, dar o să las pentru data viitoare. Ia uitați-vă. Deci mănânci fructe naturale. J'ai mangé les fruits natural. J'ai trouvé trois fruits. J'ai laissé un corps de man parce que je sais pas si je viens ici pour marcher la foret. Rogar s-a diminuit. Necesar je marche très vite pour arriver la maison parce que la nuit ça tombe. Après c'est un peu problème.
Tumar la noi, avec la foret, ce e dificil pentru moi. Ia uitați-vă. Acum este un pic frig. Puteți să intrăm cu ipotermie. Deci acum mi-am găsit și fructe. Și acum, dacă nu ai apă, poți să mănânci 2-3 fructe și nu mai ți-e sete. Deja a început să întunece și, bineînțeles, americanului îi se face foame. Imediat o să ieșim din pădure și, bineînțeles, o să vă arăt că în 10 minute suntem acasă. Deja vântul a început să mai domolească. Ia uitați-vă. Deci începe să lase noapte la pădure. Ia uitați. Ușurel, ușurel se lasă noapte și, bineînțeles, o să ieșim și noi în această pădure cât de curând. Ia uita, soarele este tot acolo. Deci am găsit și eu 2-3 pere într-o livadă care eu urcam acum 30 de ani. Și, bineînțeles, aceste pere sunt naturale. Și, bineînțeles, poți mânca 100% din ele fără probleme. Nu comparați merele de la magazin cu perle de la magazin. Deci o să le mănânc pe toate. Ia uitați ce par am găsit. Asta e cea mai bună pară. Ia uitați-vă. Imediat o să ies din pădure și o să ajung deasupra la comuna Cezan. Este aici pe platoul la comuna Chiojdanca. Ia uitați cum este din pădure. Se vede și voi cum este din pădure de aici. De câte ori am trecut pe lângă acest fag? Ia uitați. Ușurel, ușurel. Cobor din pădure. Deci vă dați seama că înainte
dealurile erau pline de mărăcini și acum văd că nu prea mai există mărăcini. Ia uitați, asta e drumul care duce la comuna Chioșdeanca, pe cum se vede bine, ia uitați, drumul de la pădure, frumos, și acolo este satul, ia uitați-vă. Deci, satul este extrem de bun, văd că este drumul perfect, de aici pot să cobor cu bicicleta. Pot să cobor cu bicicleta de aici. Ia uitați-vă. Și ce am mai găsit acum? Ia uitați-vă. Am găsit pere, pădureți, ia uitați-vă. Din acest păr. Este foarte vechi acest păr. Și bineînțeles, ia uitați-vă. Le adun și le iau pe toate acasă și fac plăcintă cu ele. Ia uitați-vă. Puteți cobori pe acest drum cu bicicleta. 100%. Deja se aude câinii. Să o luăm pe aici pe poziție, pentru că câinii întotdeauna latră și bineînțeles trebuie să eviți comportamentul la acești câini. Ia uitați-vă. Acum o să intru în această pădure abandonată. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă. Deci o să cobor prin această pădure. Deci este plină de mărăcini și bineînțeles plină de tot felul de munguri. Ia uitați. Este o pădure de plop și de fag.
Acolo este râpa și bineînțeles o să escaladăm în altă zi râpa. Haideți să mergem înainte prin această pădure să vedem dacă ajungem pe tărâmul. Aici este cam periculos să coborâm. O să coborâm pe partea asta pe aici. Ia uitați-vă aici, avem mușchi natural. Ia să vedem. Am ieșit la gherghin. Ia uitați-vă. Deci am ieșit unde a trebuit. Deci mă aflu exact aici la râpă. Ia uitați-vă unde am ieșit. Ia să vedem. Exact aici pe râpă. Acum o să intru, o să ies pe drumul care duce către pădure. Ia uitați-vă. Deci pe drumul ăsta acum poți să mergi cu bicicleta. Dacă ăsta se mai usucă un puc, ce pe marșa avec le vélo ici. Pe fel de velo, jusca și toată la maison. Ce fel 5 km, apreci Dorbian, jusca de matan. Ia uita și drum. Și acolo este râpă. Este o râpă imensă acolo, incredibil. Este râpa foarte mare. Avem două râpi. Este la fel. Deci poate să se ascundă ceva în acea râpă, dar nu se știe niciodată ce poate fi acolo. Și bineînțeles, mergem mai departe, ușurel, pe drumul pe noroaie, așa se numește pe aici.
vederile de tractor și bineînțeles văd că este un pic cam moale. Oricum, dacă se bagă asfalt, este și mai bine. Americanul poate merge perfect, fără să se murdorească pe tălpi. Ia uitați. Deci acum cobor tocmai de sus de la pădure de acolo. Deci a mers ceva. Și bineînțeles, acolo sus o să urc în altă zi, am mai escaladat râpa asta de mai multe ori. Văd că s-a mai astupat, înainte nu era plină de iarbă, dar văd că s-a astupat ușor, 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 ușor și s-a astupat. Mergem ușor pe drumul acesta. Perfect, haide să ne băgăm pe iarbă, că deja ne-am înmulit și am ajuns aici pe poziție. Ne apropiem de sat, de satul comuna Chiojdeanca, un sat cu locuitori și bineînțeles acolo în dreapta văd că mai este o scorbură. Ia uitați. Deci se vede foarte bine. Ia uitați, ușor, ușor ne apropiem de sat. Haideți să vă arăt un gutui verde. Eram în trecere pe aici și am văzut o gutuie, am zis să o mai lasă, când am pus la pe gutuie s-a rupt. S-a rupt gutuia. Ia uitați, cireșul care mâncam cireșe. Un cireș acolo. Ia uitați. Dacă uitați la acest gutui, undeva pe aici a avut gutuia. Ia uitați. Și am zis. Hop. Se aude muzica, ne apropie de sat. Deci am mers aproape 2 ore, să zicem. Pe unde se vede roșu pe acolo, să știți că este gherghine. Ia uitați. Acum urc ușor pe aici. Hop. Și acolo, jos în vale, se află satul, comuna Chiojdeanca. Ați văzut? Mers să iau câteva porumbițe de aici. Ia uitați. De câte ori urc pe aici, intru să iau și niște porumbițe. Niște porumbițe care are vitamine 100%. Ia uitați-vă. Ați văzut? Am luat doi pumni de porumbițe, mergem înainte. Deci, mersul pe deal. E cumva că la eliberarea de energie negativă. Ia uitați-vă. Ați văzut? Acolo este satul Chiojdeanca. Și am făcut 30 de minute ajungând exact la locul de unde am plecat. Și bineînțeles, americanul vă salută și ne vedem cu alte videoclipuri pe canalul acesta de YouTube. Ne vedem
cu noi standarde de videoclipuri. Ne auzim. La revedere, cei.